Hai, salutare, salutare și bine v-am regăsit pe canalul Alexiu. Astăzi vreau să vă fac un clip în care vreau să vă prezint un produs pe care l-am luat eu resigilat. Și vreau să vă vorbesc dacă într-adevăr se merită să cumperi produse resigilate de la EMAG, de la PC Garage și de la alții distribuitori, ca să zic așa, cum sunt producători. Eu am prins o super ofertă de acest televizor de la Philips. Este Ambilight, model 2020, 4K HDR, HDR10. Cel mai important are tehnologia Ambilight integrată, adică lumile alea din spate pe care le vedeți aici la televizorul ăsta, dar televizoarele de la Sony, LG și Samsung nu au această tehnologie, fiind patentată doar pentru televizoarele de la Philips. Da, este tehnologia lor, nimeni nu are voie să o folosească și tu, dacă vrei să ai o tehnologie de genul ăsta pe alte televizoare, trebuie să cumperi produse aftermarket, care deseori costă foarte mulți bani. Produsul este un Philips 7800 R-Siri de 108 cm, 43 de inch, 4K UHD LED, Smart TV și mai departe o să vedem exact ce este în cutie, o să vă arăt cum a venit cutia, o să îi facem și un mic test să vedeți diferența. Mărimea este bună pentru ce am eu nevoie, deoarece o să pun într-o cameră mai mică decât asta. Și mărimea de stoc este foarte bună, va rula o consola PlayStation 5, deci special pentru gaming va fi folosit acest televizor. Acum, hai să vedem dacă se merită să cumpărăm produse resigilate, cum vin ele, dacă avem probleme cu ele și dacă merită reducerea de aproape 300 de lei, poate și mai bine. Produsul era 17 milioane, eu l-am luat cu 14 milioane, deci 300 de lei reducere. Este o reducere destul de bună, zic eu, pentru un televizor. După cum puteți vedea, el este resigilat și după aceea se aplică o bandă peste el, ca și cum l-ar sigila înapoi așa cum a fost. Probabil că acest televizor se resigila, ce înseamnă? Înseamnă că ori a fost scos de probă, ori cineva l-a returnat. De obicei, cu returnatul, nu știu dacă se mai revând astea returnate, din câte știu eu, se vând și alea, dar de multe ori nu este prima oară când cumpăr un produs resigilat și vreau să spun că nu am avut niciun fel de problemă până acum. Reducerea de obicei este undeva între 100 și 500 de lei în funcție de produsul pe care tu îl cumperi. Așa că hai să vedem dacă într-adevăr a meritat să luăm acest televizor resigilat. Bun, o să desfacem să vedem exact ce este în cutie. Pe site scria că prezintă foarte mici zgârieturi pe spatele televizorului. Acum vom vedea, dacă de multe ori ei scriu chestia asta doar așa să fie scrisă, de obicei nu au niciun fel de problemă aceste televizoare. Și avem așa, avem cablu, da, de alimentare, avem unul între picioare, cred că al doilea, cred că picioarele sunt astea totuși, da, sunt picioarele, avem niște baterii aici desfăcute, probabil că au fost de la telecomandă și nu le-au mai băgat înapoi în plastic. Telecomanda de la Philips mi se pare cea mai frumoasă telecomandă, chiar peste aia de la Sony, chiar peste aia de la LG și bineînțeles Samsung. Asta este telecomanda, după cum puteți vedea, nu a fost dat plasticul jos de pe ea, încă are banda aia de plastic, se pune și bateriile imediat. Baterii de la Philips, da, ca să fim serioși, adică nu baterii din alea varză. Au trimis băieții baterii de la Philips, probabil că a fost în cutia televizorului. De obicei, când cumperi un televizor, îți dau niște baterii din alea no-name sau cine știe ce, o carte cu instrucțiuni. Gradul de consum este un A. Nu e A+, este un A. Probabil că din cauza luminilor din spate.
Hai să vedem cât de bine l-am împachetat băieții ăștia aici. Ok. Și hai să vedem ce probleme are televizorul, de ce l-au... Să vedem zgârieturile. Deci, sincer să vă spun, uitându-mă la el, nu văd absolut niciun fel de zgârietură pe nicio bandă, banda de jos, pune acolo banda de jos, dar nu este zgriat. Ecranul nu este zgriat, arată impecabil. Deci, hai să trecem la partea din spate să ne uităm. Astea sunt, ăsta este ambilight-ul, care vine pe, pe partea laterală și pe partea de sus, din păcate jos nu are. Așa băieți, așa arată televizorul montat, ambilight-ul merge, este totul ok, este conectat la PlayStation 5. Momentan, cablurile momentan au apucat să le fac așa cum trebuie, dar le voi ruta printr-o bandă și atunci nu o să se vadă niciun fel de cablu. Acum întrebarea este practic, merită să cumperi un produs resigilat? Da, merită. După cum puteți vedea, produsul este impecabil. Singura problemă a fost pe spate, a fost puțin murdar, s-a șters, nu are absolut niciun fel de problemă, l-am testat, ambilight-ul merge exact așa cum trebuie, televizorul se vede foarte bine, chiar și în jocuri pe consola PlayStation 5. Este un, repet, este un televizor 4K UHD LED, HDR, bineînțeles, însă o precizare aș avea la partea de HDR, HDR-ul nu merge decât atunci când este Full HD. Pe 4K HDR nu merge momentan, dar probabil că dacă schimb cablu HDMI și am un cablu HDMI mai performant, e posibil să meargă. Ideea este că nu țin neapărat să folosesc HDR-ul, pentru ceea ce folosesc eu aici este absolut perfect. Înainte să încheie acest clip, dacă aveți de gând să vă cumpărați ceva și vedeți la un preț bun un produs resigilat, uitați-vă bine ce discount aveți la el și luați-l cu încredere, pentru că nu are ce să întâmple. Nu este primul produs resigilat, am mai cumpărat produse resigilate, nu am avut probleme cu ele, deci eu pot să spun că din experiența mea se merită 100% să îți cumperi un produs resigilat. Garanția o ai, produsul este ok, dacă ai vreo problemă, orice problemă cu produsul la un moment dat, ai opțiunea de a returna. Și cam asta este tot ce vreau eu să vă spun și să vă prezint în clipul ăsta. Până data viitoare, fratele vostru vă salută, vă respectă și ne vedem, bineînțeles, în clipul următor. Salut!